În urmă cu 106 ani, în data de 27 martie 1918, Basarabia era cea care făcea primul pas în procesul de reîntregire. Prin vot nominal deschis al Sfatului Țării, se decidea unirea cu România, declarația fiind semnată de Ion Inculeț și Pantelimon Halipa. Personalitățile care au creat România Mare au fost comemorate astăzi în România și în Republica Moldova prin slujbe de pomenire și prin evenimente culturale. În Arhiepiscopia Iașilor, evenimentele comemorative s-au desfășurat în parohia Sfântul Ioan Botezătorul din localitatea Bârnova, acolo unde se află și mormântul fostului președinte al Sfatului Țării, Ion Inculeț. Zeci de credincioși din România și Republica Moldova au participat la Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite, săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și cu preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Poporul nostru cu adevărat a fost binecuvântat cu cruce, a fost binecuvântat cu durere, a fost binecuvântat cu suferințe, dar a știut ce a învățat de-a lungul secolilor o taină foarte mare, care ne este de folos și astăzi. Cel care îmbrățișează crucea știe să o prefacă din patimă în înviere, din durere în har, din suferință în binecuvântare. Acest lucru s-a întâmplat atunci când prima din provinciile istorice, la 27 martie 1918, a făcut un pas vrednic de laudă care a rămas în inimile noastre ale tuturor. Sfatul Țării în frunte cu Ion Inculeț și ceilalți membri, cu președintele Pantelimon Halipa și toți cei pe care i-am și pomenit în această sfântă și dumnezeiască liturghie printr-un scurt trisagion la ectenia întreită, au avut curajul să voteze unirea Basarabiei cu țara mamă. Au avut curajul să îmbrățișeze acea cruce despre care vă vorbeam eu, chiar dacă toate prognozele istorice arătau exact contrariu. În același cadru, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a felicitat pe militarii care au apărat teritoriul Basarabiei în primăvara anului 1992, în timpul conflictului din Transnistria, oferind ordine și distincții de vrednicie. Suntem aici să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru momentul de grație, 27 martie, 1918. Ați văzut, preasfințitul episcop Veniamin de la Cahul a citit în Sfânta Liturghie un pomenlic întreg de nume. Sunt membrii Sfatului Țării, pentru care ne-am rugat astăzi să le răsplătească Dumnezeu viziunea, curajul și credința pe care au avut-o atunci când au hotărât în numele poporului român din Basarabia, Moldova de răsărit, cum era numită pe timpul măriei sale Sfântul Ștefan, să se unească cu țara mamă. Și avem aici în spate biserica aceasta frumoasă. Biserica de parohie a acestei localități. Tot teritoriul a fost proprietatea președintelui Sfatului Țării, Ion Inculeț, care, din multul din puținul lui, a zidit această biserică. Să rămână ca mulțumire lui Dumnezeu pentru viața lui. S-a așezat în osemintele sale și el și Doamna lui în biserică, și noi suntem aici pentru a-i mulțumi. La finalul Sfintei Liturghii, militarii Brigăzii 15 Mecanizată, Podul Înalt, au depus coroane de flori la bustul semnatarului Unirii, aflat în curtea bisericii. În continuare, soborul de ierarhi a săvârșit o slujbă de pomenire la mormântul lui Ion Inculeț, aflat în biserica parohiei.